Lăudat să fie Domnul. Oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, dragi prieteni, în această seară de la jumătatea săptămânii avem ocazia să fim împreună aici, în casa Domnului, unde ne asumăm faptul că Dumnezeu este prezent, ci prin credință noi ne întâlnim cu El ca să ne închinăm, ca să-i aducem ofrande, mulțumire, recunoștință și admirație. Pentru că este Dumnezeul nostru care ne-a iertat păcatele, este Dumnezeul care a fost bun cu noi, sfințească-se numele Lui. Am ocazia să vă revăd și pentru mine este un prilej de bucurie. Am fost în biserica aceasta de multe ori și sigur nu mă refer neapărat la locație, mă refer la dumneavoastră, la frații păstori. Și întotdeauna am fost primit cu multă dragoste, cu multă ospitalitate. Vreau să îi mulțumesc fratelui păstăru Ionel Vlas și celorlalți frați ordinați, Comitetul Bisericii, Conducerea Bisericii, pentru bunăvoința pe care au arătat-o întotdeauna față de mine și față de familia mea sau frații alături de care v-am vizitat. În seara aceasta sunt împreună cu un alt păstor din biserica noastră, pe care îl cheamă Dorin Juravle, așa cum a anunțat și fratele păstor. Am venit în Europa pentru câteva motive de misiune și din prietenie pentru fratele Ionel, pentru frații slujitori pe care îi cunoaștem aici pentru dumneavoastră, Biserica Domnului. În seara asta și mâine seară, dacă va fi cu voia Domnului, ne închinăm Domnului împreună. Vă ducem salutări sfinte, prietenoase din partea bisericii noastre, biserica Betania și vă salutăm în numele Domnului pe toți. Apreciez și eu faptul că ați făcut efortul să veniți la biserică miercuri seara. Sper din suflet Dumnezeul care se bucură de prezența și unitatea noastră în credință să ne binecuvinteze după nevoia pe care o avem fiecare și după marea sa îndurare și bunătate. Vreau să mulțumesc și familiei Ursu, prietenilor mei, pentru obișnuita lor ospitalitate, prietenie. Dumnezeu să-i răsplătească și pe ei. O să citesc un pasaj din Scriptură. M-am gândit să citesc un pasaj clasic și îl citesc pe cel mai clasic care există în Biblie, respectiv Geneza capitolul 2 și o să vă rog să citiți împreună cu mine, cu voce tare, adică să citim împreună privind pe scrinurile bisericii. 2, 18 până la 24. Geneza 2 cu 18. Priviți scrinurile și haideți să citim împreună. Încercați să citiți împreună cu mine în aceeași cadență, în același ritm. Dacă vom citi împreună, vom fi mai atenți decât dacă ascultați. Să începem. Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Mulțumesc frumos. Scumpii mei, o să spun două trei propoziții încercând să introduc subiectul acesta. Încep prin a remarca faptul că o predică sau un studiu care înseamnă aproximativ același lucru despre viața de familie este poate cel mai comun subiect pe care îl poți prezenta. De ce? Pentru că aceasta nu este teologie, deși este. Dar spun că nu este teologie pentru că este un subiect în care se constituie experiența noastră ca oameni. Ne naștem într-o familie, creștem într-o familie, trăim într-o familie, murim într-o familie. Ce anume ar putea să ne spună cineva? nou despre locul unde noi trăim de când ne naștem până când murim. Scopul meu nu este să vă plictisesc vorbind, vorbindu-vă despre generalități despre familie, ci scopul meu este să surprind anumite aspecte de practicalitate contemporană cu privire la acest vis al omului cu care se naște și moare deopotrivă, visul de a-și găsi bucuria și împlinirea alături de tovarășul de viață în viața de familie. Eu nu sunt un specialist, sunt un om ca dumneavoastră, sunt un soț, scăsătorit de 41 de ani cu Carmen, avem trei copii, șapte nepoți. Și nu sunt un specialist, dar pentru că sunt predicator, sunt pastor, atunci vorbesc și despre viața de familie. Dar să nu credeți că eu sunt un specialist în subiectul acesta, sunt și eu un om ca și dumneavoastră care încerc să intru în planul și în voia lui Dumnezeu, încerc să-mi iubesc soția, încerc să uh, îmi ajut și să-mi educ copiii și nepoții și încerc să-i fac fericiți pe cei din casa mea. Iar lucrul acesta se constituie într-o experiență de viață care mă ajută să mă maturizez, deoarece în niciun alt loc, în nicio altă zonă a existenței nu se vede mai bine pocăința ca și în viața de familie. Dacă undeva vreți să știți cât de pocăiți sunteți, în seara aceasta cel puțin atâta lucru știu să vă spun. Sunteți atât de pocăiți, nu cât sunteți la biserică. Nu, no, să nu credeți asta. Suntem atât de pocăiți cât suntem acasă. Acolo unde suntem cu aceeași femeie, soție, de 10, 20, 30, 41 de ani, unde a trecut luna de miere de mult, unde a apărut probabil monotonia, unde au fost multe neînțelegeri, unele soluționate, mai pocăiește altele altfel, unde probabil că anumite nemulțumiri s-au acumulat, unde probabil că există o detașare emoțională mai intensă sau mai puțin intensă. Unde probabil sunt anumite răni care limitează manifestarea iubirii, care altădată era un sentiment foarte puternic, unde foarte probabil că atractivitatea fizică nu prea mai există și a rămas doar o coabitare în doi, unde unul duce copiii, altul ia de la școală sau grădiniță, însă dincolo de asta, romantismul de odinioară. Este doar o amintire surprinsă în pozele de la începutul albumului. Intenția mea în seara asta este să vă spun ceea ce am în suflet, pregătit ca un fel de temă pentru dumneavoastră, și dacă o să mă puteți suferi, o să mă ajutați să vă spun ceea ce am în minte. Așa cum spuneam și cum repet, viața de familie. Din punctul meu de vedere, este cea mai grea experiență umană. Când spun lucrul acesta, mă refer la faptul că viața de familie este grea, cea mai grea, dar și frumoasă, cea mai frumoasă, doar pentru simplu motiv că nu ne putem preface. Putem fi ipocriți oriunde. Să vă spun că, mai ales la biserică o să vă supărați pe mine, așa că nu vă spun. Dar în familie nu putem fi ipocriți. Pentru că în familie ne cunoaștem atât de bine unul pe altul, încât ipocrizia nu funcționează. Numai din priviri. Eu dacă vorbesc cu Carmen la telefon, zice, ești răcit! Ea e la câteva mii de kilometri de distanță și ea știe că eu zrăcit. răcit. Eu nu știu și ea știe. O să încep spunându-vă faptul că noi oamenii suntem ființe influențabile. Suntem influențați de oameni, de împrejurări, de frică, de bucurie, de Dumnezeu, dar în general există trei mari factori de influență care ne domină viața. Este influența familiei prin educație. În timp ce noi suntem copii, familia ne educă, iar acest sistem de educație, mai bun sau mai slab, ne influențează mult. Atât de mult ne influențează încât noi devenim o copie a familiei noastre. Apoi, este influența lui Dumnezeu prin convertire, prin pocăință, prin mântuire. O a doua mare influență, după influența familiei, unde învățăm limba mamei, este influența lui Dumnezeu prin convertire. După ce ne convertim, renunțăm la multe lucruri păcătoase și dobândim multe alte obiceiuri, automatisme comportamentale nepăcătoase. Viața noastră se schimbă în mod profund, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Cuvântul Sfânt lucrează în noi tipul Domnului Isus. Pe lângă influența familiei prin educație, pe lângă influența lui Dumnezeu prin convertire, cea de-a treia influență este influența partenerului prin căsătorie. Cei care sunteți căsătoriți știți ca și mine că partenerul ne influențează mai mult soția pe soț decât soțul pe soție. De ce? În primul rând pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Ea este ajutorul potrivit, e cu ochii pe noi și tot timpul ne spune ce crede ea că e bine ca să fim în voia lui Dumnezeu. Când vorbim despre, de, despre căsătorie și vrem să definim căsătoria, spunem faptul că ea este legământul dintre soț și soție fără amestecul celei de-a treia persoane. Căsătoria e formată din două persoane, soț și soție. Dacă a treia persoană este implicată în căsătorie, căsătoria aceea cel mai probabil va avea mari probleme și va interveni o tensiune numită și competiție. Biblia spune suficient de clar, nu fata va lăsa pe tata și pe mama, omul va lăsa pe tata și pe mama și se va lipi de partener. Cu alte cuvinte, tata și mama vor rămâne în spate. Iar familia nou constituită va deveni o familie la fel ca și părinții lor. Exact cum părinții lor sunt o familie, acum copiii lor se constituie într-o familie. Iar mama și tata trebuie să înceteze cu sistemul de educație. Au avut 20 de ani la dispoziție, a plecat fata din casă, a plecat băiatul din casă, sistemul de educație s-a încheiat. Dacă mama nu se va opri cu sistemul de educație, atunci se va ciocni cu cealaltă femeie din viața băiatului ei, cu soția. Soție care se va simți ofensată că mama acum se amestecă în familia lor. Foarte multe certuri sunt, rare sunt motivele pentru care unele familii trăiesc în ceartă și în adversitate, ca și motivul acesta al amestecului părinților. Știu că ceea ce spun acum s-ar putea să ofenseze anumite persoane care sunt mame sau tați, dar eu vreau să vă spun ce scrie Biblia. Biblia spune va lăsa pe tata și pe mama. Dacă s-o copilul dumneavoastră încă nu-i pregătit pentru căsătorie, atunci opriți-l să se căsătorească și continuați să-l mai educați. Dar dacă l-ați lăsat să se căsătorească, vă rog, lăsați-l să se căsătorească. Ca Că așa cum și noi am avut un început stângaci, ezitant, cu greșeli, cu slăbiciuni, la fel vor avea și copiii noștri. Dar cum noi n-am murit și am supraviețuit începutului căsătoriei, o să supraviețuiască și ei. Dacă ei vă cer părerea, fiți pregătiți să le spuneți părerea dumneavoastră, dar cu băgare de seamă. Pentru că acolo este un străin pe lângă copilul dumneavoastră. Și dacă din respect vă spune mamea, știți că nu dumneavoastră l-ați născut și nu e din sângele dumneavoastră. De aceea, Încerca să vă păstrați relația cu copiii ca niște oameni care ați trecut prin viață și încerca să nu-i faceți căsătoria grea copilului dumneavoastră care e fata sau băiatul din căsătoria aceea. Dumnezeu a știut ce a spus. Tata și mama vor rămâne în spate. Un bărbat trebuie să aibă o singură soție. În primii 20 de ani a avut o femeie în viața lui pe maică sa care l-a crescut, l-a educat, l-a învățat și l-a făcut om. Acum el s-a îndrăgostit de o fată, mamii se retrage, rămâne în familia ei cu soțul, băiatul face pași în față, se căsătorește cu soția lui și în felul acesta o lasă pe mama, care l-a dus până la vârsta asta, și dă prioritate unei fete care devine soția fiului ei sau a fiicei ei să se constituie în soț și soție unul cu altul. Dacă ne uităm în scriptură, observăm că înainte de căsătorie, copilul trăia în unitate cu familia lui de origine, cu mama și cu tata. Acum, el iese din familia de origine, lasă pe mama și pe tata și își întemeiază o familie cu un străin numit soț sau soție. Cum înainte, când era în familia de origine, nimeni nu se băga peste ei în relația dintre copil și părinți, mamă, tată, așa acum n-ar trebui nimeni să se bage peste el când are relația de soț și soție. Cum a avut nevoie de unitate cu părinții, acum are nevoie de unitate cu soția sau cu soțul. Și această unitate trebuie respectată. Dacă nu știe, va învăța dacă nu știe să facă ciorbă ca mama, nu e nicio problemă, mama are 40-50 de ani, repetă ciorbă, de facerea ciorbii de multe ori. Asta e o fetișcană care foarte probabil că nu știe să facă bine ciorbă, dar o să învețe. Că cine repetă un lucru îl face din ce în ce mai bine. Nu se merită nici să ne certăm și nici să nu ne mai suferim în viitor de dragul unei ciorbe făcute mai bine. Noi să știți ce a pățit Esau cu ciorba. Orice altă relație din lumea asta nu are calitatea relației copil-părinte și nici soț-soție. Nu te băga între un copil și părinții lui. Este o relație de-a dreptul spirituală, fundamentală, importantă, primară. Asta e familia de origine. Dar după ce băiatul sau fata devin adulți și se căsătorește, familia lui se mută lăsându-și părinții în pace și își întemeiază o altă familie. Nu vă băgați între soț și soție. Dacă se ceartă, aduceți-vă aminte că și dumneavoastră v-ați certat. Și când omul se ceartă, se și împacă. Că Dumnezeu a lăsat niște lucruri care ajută la împăcare și eu nu le menționez aici, că nici nu-i nevoie. Căsătoria, este o relație între soț și soție unde nimeni nu este binevenit decât în vizită. Dar absolut nimeni nu se poate amesteca în filozofia noii familii, chiar dacă uneori greșesc. Lăsați-i să greșească că greșind o să învețe să le facă bine. Dar dacă vă duceți acolo, nepoftiți copilul dumneavoastră, fata sau soțul sau soția vă îngăduie, că de 20 de ani vă tot îngăduiți. Dar străinul care a apărut în peisaj, o să zică, pe păi atunci o chem și eu și pe mama și pe tata și facem aici o poveste cât toată, cât o satul. În viață noi realizăm două legăminte. Toată, în toată viața noastră realizăm doar două legăminte. Legământul cu Dumnezeu când ne botezăm în apă și legământul cu tovarășul de viață când ne căsătorim. Permiteți-mi să vă spun, cu mama și cu tata n-am făcut niciun legământ. Dar cu soția am făcut un legământ. Lu mama nu i-am promis și nici lui tata că voi fi credincios până la moarte. Dar soției i-am făgăduit că îi voi fi credincios până la moarte. Nu vreau să inferiorizez mamele. Mamele sunt niște îngeri. Vreau doar să spun Că în viață sunt etape și în fiecare etapă se schimbă câte ceva. Apar copiii puțin mai târziu, nici ei n-au dreptul să se amestece între tatii și mamii. Asta nu înseamnă că dacă a apărut bebelașul, sau bebelușul mai românește spus, acum soția nu se mai culcă cu soțul și nu mă refer la intimitate, mă refer la a dormi împreună noaptea ca soț și soție. Și până la 10-15 ani, mama doarme cu băiatul sau cu fata că e micuț, că se sperie, că... Oameni dragi, noi nu facem legământ nici cu părinții, nici cu copiii. Noi facem legământ unul cu altul. Orice înstrăinare a soțului de soție pregătește o înstrăinare și mai mare. Orice detașare de soț și soție pregătește o etapă de detașare și mai mare. Favorizați lipirea, nu detașarea, că asta se realizează ușor. Și după aceea ne mirăm că nu ne mai regăsim unul în altul. Păi nu ne mai mirăm, dacă permitem la o a treia persoană să apară în peisaj. Sigur, copilul are nevoie de grijă, dar grija aceasta nu trebuie să-i despartă pe soții. Nu vreau să vă dau lecții, nu sunt cel mai experimentat de aici și nici nu vreau să mă bazez pe experiență când vă spun lucrurile astea. Atunci când noi ne căsătorim, există cel puțin trei faze ale căsătoriei. Prima e cea mai frumoasă, dar este atât de scurtă încât rămânem cu foarte puține amintiri. Și asta este faza încântării în căsătorie. Altfel spus, mai tradițional, luna de miere. Ăsta este timpul visurilor căsătoriei și al cunoașterii reciproce. Noi intrăm în căsătorie, o să spun asta puțin mai târziu, Intrăm în căsătorie de obicei prin fenomenul numit îndrăgostire. Vreau să precizez faptul că îndrăgostirea nu este dragoste. Dragostea este una, e un fenomen, iar îndrăgostirea e un cu totul alt fenomen. Haideți să le precizez. Îndrăgostirea este o pasiune irezistibilă și inconștientă pe care o creează un hormon din sistemul endocrin, hormonal al omului, hormon care te împinge în căsătorie, simțindu-te simțindu atras irezistibil de o fată dacă ești băiat și invers, hormon care după ce începe să se consume relația intimă, începe să se retragă până când pleacă de tot. Și te lasă lângă dumnea ei și lângă dumnealui. Pleacă cu fior cu tot, pleacă cu fluturi în stomac cu tot, pleacă cu nopți nedormite cu tot și te trezești lângă cineva și dacă în perioada de prietenie și logodnă vorbeai câte 5-6 ore la telefon de gândeai că aveți un business împreună, acum soția se supără că dumnealui soțul nu-i mai scrie un mesaj de 5 cuvinte sau dacă îl sună, el răspunde scurt. Nu pot vorbi. Și seara vine acasă și zice, bă omule, am încercat să te sun. Am fost la lucru. Dar când eram prieteni, și atunci lucrai. De la șase ore, nu mai putem vorbi nici șase secunde? Nu ți se pare că diferența asta mă pune pe gânduri? Știți de ce vorbeam șase ore? Din cauza atracției. Atracție care s-a consumat, pentru că acum cunoaștem totul. După câțiva ani, 1, 2, 3, 5, 6, nicio soție nu mai reprezintă nimic curios pentru soțul ei. Toți știm de sus până jos. Iar știința spune că pe la șapte ani maxim, eu cred că mult mai devreme, apare monotonia în căsătorie. Și asta trebuie gestionată cu multă grijă, pentru că altfel ne înstrăinăm din ce în ce mai mult, că omul are capacitatea să se plictisească de orice lucru din viața lui. Surorilor, de ce vă dați hainele la pacea Domnului și încă nu sunt rupte? De ce? Pentru că vreți lucruri noi. De ce vă cumpărați mașini noi când cea pe care o aveți încă mai funcționează? Pentru că veți lucruri noi. Există în viața noastră o lege numită legea insuficienței permanente care ne face să ne plictisim de absolut orice lucru pe care îl avem de mai mult timp. Te îmbraci cu o rochie odată și crezi că toată adunarea are ce să privească. A doua oară, a, a treia oară și mai, a, Și de la a cincea, a șasea, a șaptea oară în sus, aproape că încep să-ți faci plan ce rochie urmează să-ți iei. Din punct de vedere empiric, adică din punct de vedere al experienței umane, bărbații își cumpără lucruri pentru că nu le au. Iar femeile își cumpără lucruri pentru că vor să aibă ceva nou. Este științific faptul că noi ne plictisim de lucrurile pe care le avem. Și o să vă spun ceva foarte dureros, de la lucruri până la soț sau soție. Dar asupra acestor lucruri o să mai revenim. În perioada prieteniei, dacă este o prietenie bazată pe începută prin atracție și nu într-un alt fel pe care îl voi numi puțin mai târziu, acest hormon care generează, hai să zicem, creșterea. Noi să știți că un hormon se ocupă cu creșterea, dezvoltarea copilului. Și pe la 21 de ani maxim, hormonul ăsta se retrage. Dumnezeu, la setat, la 21 de ani, să se oprească, să plece și dus să fie. Dacă ăsta nu s-ar opri, cât e biserica asta de mare, am ieșit prin acoperiș. Dar. Se oprește și a făcut treaba și se retrage. Ei bine, există un hormon de îndrăgostire. Și asta creează o atracție, să știți că este inconștientă. Când un băiat se îndrăgostește, el nu își propune să se îndrăgostească de o fată. El se simte atras inconștient de o fată. Și el atribuie acelei fete toate calitățile din lume. Și dacă maică să a spune, mă băiatul tata, sau bine, mama nu e tata, mă băiatul mama, nu-i potrivită fata asta pentru tine, uite-te și tu la maică sau uite-te la taică sau uite-te la rădăcina lor, nu-i bună mă băiatul tata. Mama, tu nu vezi mă că asta o duminică vine două, nu, la biserică, dar n-are cu cine vorbi? Pentru că atunci când ești îndrăgostit, hormonul ăsta, emoțiile astea, fluturieștea, starea asta de beatitudine se ridică deasupra rațiunii și pur și simplu ceea ce simți e mai puternic decât ceea ce gândești. Și nimeni nu mai are acces la inima ta. Romeo și Julieta este cazul cel mai, exemplu cel mai potrivit. Numai că după ce se consumă relația intimă, că asta este marea problemă, dintr-o dată hormon, hormonul ăsta are rolul să te împingă în căsătorie pentru perpetuarea speciei umane. Ăsta e scopul simplu. Să te împingă în căsătorie pentru perpetuarea speciei umane. Lăsați-mă să vă spun ceva ce hmm, e puțin mai... Dar vă spun. Animalele au o lună de împerechere. Știți asta, nu? Singura ființă de pe fața pământului care se împerechează tot anul este omul. un animal s-a împerecheat în luna aia și 11 luni să fie sănătos și să fie sănătos. Vine din nou luna din an, dintr-o dată nu te mai înțelegi cu cerbul. Dar dacă nu e luna noiembrie, din decembrie până în octombrie, cerbu stă cu minte. Ei, Dumnezeu i-a dat omului capacitatea de relație intimă dincolo de nevoia de a face copii ci pentru bucuria vieții, pentru desfătare. Că dacă ar fi trebuit să avem relație intimă doar pentru a face copii, aveam și noi o lună de călduri ca animalele și cu asta terminam. Eu vorbesc cu dumneavoastră direct. Pentru că vorbim despre niște lucruri care se întâmplă în viața noastră, în casele noastre și e bine să înțelegem și voia lui Dumnezeu și automatismele și capacitățile de relaționare dintre noi. Pentru că altfel toată lumea va crede că intimitatea este doar pentru a face copii la animale, da, la oameni nu. Iar dacă ați auzit pe cineva că spune așa, permiteți să vă spun direct, dar fără intenția de a face pe deșteptul. Nu știu ce spun, Că nu toți cei care vorbesc știu ce vorbesc. Nu spun asta cu o atitudine de superioritate, pentru că n-am nicio competență să mă cred mai deștept decât altul. Dar vreau doar să vă spun că în chestiunea asta un pic mă pricep. Și de ce mă pricep? Pentru că am studiat. Nu trebuie decât să citești și vei ști. Citești Biblia, citești cărți care vorbesc despre chestiunea asta și vei ști. Spuneam că perioada aceasta de încântare are așteptări care vor fi înșelate, așteptări exagerate, tovarășul de viață pare ideal, fără niciun defect, viitorul pare fără probleme și toate lucrurile par excelente. Însă, fiecare zi care trece și se consumă din luna de miere și mai apoi dincolo de luna de miere, te ajută să-l cunoști pe celălalt și să vezi că are și defecte, nu numai calități, și unele dintre defecte sunt extrem de incomode. Și apoi începe lupta pentru putere. Să știți că începe o luptă pentru putere. Oriunde sunt doi oameni, va fi o luptă pentru putere inconștientă. Dumneavoastră știți că orice animal își trasează un teritoriu, când am fost la școală, am avut un curs despre comunicarea non-verbală și am învățat că buburuza, să vă spun cum se îndrăgostește buburuzoiul de buburuză. Buburuzoiul se duce și mușcă dintr-o frunză, mare sau mică, și în frunza aceea saliva are un mesaj, un email, un text message. Și buburuzoiul pleacă. Buburuza, are, are, capacitatea de la Dumnezeu, simțul, mirosul, să simtă unde e scrisoarea în saliva de pe o frunză. Se duce la frunză și începe să citească e mail Buburuzo, mă voi întoarce diseară aici. Te rog frumos să vii la întâlnire. Și Buburuza se prezintă. Pentru că el i-a lăsat un mesaj. Dumnezeu a creat un sistem în lumea buburuzelor, a furnicilor, a cămilelor, a măgarilor, a toate ființele de pe fața pământului, un mod de a comunica, mai ales în ceea ce privește multiplicarea, înmulțirea. Noi oamenii, noi nu suntem animale, noi avem cel puțin două lucruri în plus care ne dau calitatea de a fi asemănătorului Dumnezeu. Primul este rațiunea. Animalele nu gândesc, ele au instincte. Animalele nu gândesc, n-au capacitatea să judece, să aibă discernământ, să cântărească, să elaboreze, să proceseze. Și doi, sentimentele. Trei, vorbirea articulată, complexă. Vezi copilașul acela că se uite la mama și spune, mami te iubesc, îți vine să-l sfășii. Sau soțul sau soția să-i spună te iubesc. Ei, noi oamenii suntem dincolo de regnul animal. De aceea Dumnezeu ne-a înzestrat și ne-a numit coroana creațiunii. Toată creația este, făcută prin, este creată prin cuvânt. Există o singură excepție. Omul. Omul nu este creat. Omul este făcut. E făcut cu mâna. Omul este un lucru manual. Dumnezeu i-a dat nota de excepție în toate privințele. De aceea omul nu e un animal, omul este o ființă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Să fie Domnul binecuvântat pentru asta. însă după ce trece o perioadă de timp, de la o persoană la persoană, oricum dincolo de luna de miere, apare o altă fază. Trecem de faza de încântare și când, treci, când apare obișnuința, ăsta e marea problemă. Obișnuința e ca un ferment, mustul se preface în vin și din dulceață te cam... te trimite în starea de beție. Este faza revenirii la realitate. Partenerii încep să se vadă, să fie dezamăgiți unul de altul, să-și cunoască limitele, să se micșoreze mreaja, visul ăla al atracției și încet, încet, încet încep să se liniștească. Până când se liniștesc de tot. Această stare, această, această, perioadă face ca greșelile să devină foarte vizibile. Ele sunt întâmpinate de intenția de a corecta, ba chiar de cicălel de certuri, uneori de campanii serioase cu strigăte mari, cu. știți dumneavoastră, sau dacă nu știți din propria experiență că mai sunt și excepții, posibil, atunci poate ați auzit de la alții. Și a treia fază este faza de maturizare în căsătorie. Faza de maturizare înseamnă timpul în care. Am tot încercat să găsim soluția de a ne schimba partenerul și la un moment dat aflăm că în timp ce eu am încercat să-mi schimb nevasta, ea a încercat să mă schimbe pe mine. Când aflăm asta, ne potolim. Că ne dăm seama că fiecare a vrut să-l schimbe pe celălalt. Și acum am să vă spun ceva ce este mai important decât tot ce am spus până acum. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Dacă ești în perioada în care vrei să schimbi soțul, vreau să spun că îți pierzi timpul. Dacă vrei să-ți o păpușă și să o schimbi, vei reuși. Dacă a să schimbi dumneata un om, nu ești Dumnezeu, nu poți să schimbi pe nimeni. Ai probleme să te schimbi pe dumneata, dar să schimbi pe altul. Te rog frumos, nu-ți mai pierde timpul, nu-ți mai consuma energia, nu mai avea vise care nu se pot împlini. Nimeni nu poate să schimbe pe nimeni. Știi cum ți-e bărbatul așa cum l-ai luat? Știi cum ți-e soția? Așa cum ai luat-o. Am 41 de ani cu Carmen și n-am reușit să schimb decât 0.0, adică nimic. Iar ea, la fel. Dacă vreodată m-am schimbat, m-am schimbat pentru că eu am ajuns la concluzia că trebuie să mă schimb. Alte ori m-am schimbat de dragul ei, deși nu mi-a plăcut să mă schimb, dar am făcut-o pentru că am vrut să se bucure alături de mine, că mie mi-a scăpat și i-am spus că o iubesc și din iubire o să o fac fericită. Și acum o văd supărată că nu știu ce nu fac cum vrea ea și zic, ok, hai să fac și asta de dragul ei. Marea problemă că așa cum stau tirurile în vamă, așa stau dorințele ei la rând, vreo 500 sunt și eu acum mă chinui să o împlinesc pe aia cu numărul 501. Așa că am treabă, fraților, am treabă. Încă 500 așteaptă la rând. Cât trebuie să trăiesc eu să le împlinesc pe astea, Domnul Iisus știe. În această perioadă a maturizării căsătoriei, începe să se contureze ideea despre dragoste. Nu îndrăgostire, îndrăgostire e acțiunea unui hormon, nu faci nimic, te trezește atras, datorită atracției chimice, ea se potolește după ce se consumă intimitatea. Dar dragostea nu mai este un hormon, nu mai este o emoție, nu mai este un sentiment, este o simplă alegere. Alegerea de a-i face bine tovarășului de viață, dar nu simți nimic, doar alegi să-i faci bine. Adică dacă vrei să-i duci o floare, nu aștept să simți nimic, că o să îmbătrânești și nu o să simți nimic. Ci pur și simplu alegi să te duci acasă cu o floare. Te bagi în prăvălie, dai banii, iei floarea, poate că iei și o ciocolată și o hârtiuță pe care îi scrii cum îi scriai înainte de căsătorie, dacă nu cumva ai vrut să o păcălești. Dacă ai vrut să o iubești și atunci și acum, înseamnă că vei continua cu metoda asta. De ce să nu-i trimiți în continuare niște lucruri scrise? Acum nu neapărat pe hârtie, poți să îi le scrii pe orice. Eu am obiceiul să cumpăr felicitări și să îi scriu lui Carmen câte ceva. Ea numește asta cuvințele și zice așa. Câteodată îi mai pun, adică nu câteodată, întotdeauna îi pun și ceva de cheltuial acolo, în chestia aia. Și zice, vreau să-ți spun că pentru mine sunt mai importante cuvințelele decât banii pe care mi-ai lăsat acolo. Prețuiesc orice faci, dar cuvințelele acelea sunt foarte importante pentru mine. Dacă ea mi-ar scrie mie cuvințele, pentru mine nu ar fi la fel de importante. Pentru că bărbații sunt altfel de oameni care sunt încântați de alte, cu alte metode. Dar femeile sunt femei. Dacă îmi permiteți, deși nu vreau să fac comparație între una și alta, un motor pe benzină e una și un motor pe motorină este alta. Ambele sunt motoare, ambele îndeplinesc aceeași funcție, dar ele două, sunt croite diferit unul de altul. Deși nu vreau să fac comparația, să compar mașinile cu oamenii, vreau doar să vă spun spre înțelegere că bărbații sunt diferiți de femei ca și cum ar veni de pe două planete diferite. Și până ca bărbat nu înțelegi în ce constă diferența între mine și soția mea, o vei trata ca pe tine. Eu am făcut greșeala asta cel puțin 10 ani. Pentru că nu existau cărți, nu exista deșteptul de Google, n-am avut părinți să mă învețe, numai ce m-am pocăit la probabil o jumătate de an, un an după ce m-am căsătorit și din neștiință eu am crezut că ce îmi place mie îi place și lui Carmen și după aceea mi-am dat seama că ea poate fi înțeleasă, dar nu pe palierul meu, ci pe palierul ei. Când vrei să înțelegi un om, trebuie să intri în papucii lui, nu în papucii tăi, că din papucii tăi te înțelegi pe tine, dacă vrei să-l înțelegi pe el, ce înțelegi dumneata când cuiva i a murit partenerul? Mai și te duci și îi spui te înțeleg, ascultă-mă, fii sincer, nu înțelegi nimic. Știi când înțelegi, când o să treci prin experiența lui? Dacă nu ți-a murit soțul sau mama sau vecinul, n-ai de unde să știi ce înseamnă să-ți moară soțul, mama sau vecinul. Astea nu sunt lucruri care le înțelegi cu minte. Asta nu e matematică, chimie sau geografie. Asta este viață pe care o înțelegi doar prin experiență. Nu mai spune să te înțeleg. spuneți așa. Mi-ar place să te pot înțelege. Încerc să te înțeleg. Fii sincer și măsurați-vă cuvintele. Nu transmiteți un mesaj greșit. Pentru că nu, nu, nu folosește nimănui. Atunci când ajungem în faza asta de maturizare și începem să înțelegem că dragostea e ce aleg eu să fac, dragostea nu e doar vorbă. O să vorbim puțin mai târziu ce este dragostea. Dar înainte să închei și să lăsăm muzica și pe fratele Dorin pe care i-au anunțat fratele Păstor să cânte și să spună, aș vrea să mai spun următorul lucru. În faza asta de maturizare se întâmplă câteva lucruri. Așteptările încep să se echilibreze. Așteptările nu, nu mai sunt ireale, ci devin echilibrate, reale. 2. Frustrările se diminuează, pentru că nu mai ai frustrări din astea de regină, de prințesă, ci ai o perspectivă, o așteptare echilibrată, normală, posibilă, nu imposibilă. 3. Responsabilitățile care îți revin și care îi revin încep să fie identificate și asumate nu e așa că uneori și după vreo 20 de ani, soția încă mai vă spune, bă, de, de când ne-am căsătorit, mă rog de tine să faci treaba asta, bă, omule, bă, bă, nu se lipește nimic. Nu vi -a, dumneavoastră vi s-a întâmplat vreodată să nu schimbați becul cum mi s-a întâmplat mie o jumătate de an? Vi s-a întâmplat vreodată? Unde-s bărbații aici? A? Becul, becul sau priza aia care nu funcționează sau... Eu mai știu ce altceva. Cam o jumătate de an așa să treacă și să vină să vă spună mai întâi așa mai rărus și foarte frumos și după aceea așa mai apăsat ca ăla de la primărie. Păi bă, frate, o lună, două, trei, bă, da un bec care ți-a 20 de secunde sau două minute să-l schimbi. Ți-am zis de 20 de ori și nu-l schimbi. Dacă un vecin te-ar ruga să-i schimbi un bec, eu te asigur Că nu ți-ai permite să-l lași să spună de 20 de ori. Ai murit de rușine. De ce de soție nu ți este la fel de rușine? Pentru că v-ați obișnuit. Iar obișnuința te face să-ți permiți orice. Să știți că atunci când ne pierdem rușinea, pierdem aproape tot. Ar fi bine să nu ne pierdem rușinea. Ea ne salvează de la multe păcate. Ea ne face să fim sensibili. Ea ne face să. Ne asumăm responsabilitatea noastră de soți, dar relațiile se restaurează, conflictele se diminuează și relațiile se restaurează, începem să ne împăcăm, începem să ne obișnuim. Numai un exemplu. Să știți că, din punct de vedere al somnului, sunt oameni care se culcă de vreme pentru că așa sunt ei proiectați în genetica lor. Și când se face seară, pe la om nou, li se termină curentul din baterie ca la telefon și spune, eu mă duc să mă culc. Dar la 5 dimineața moți în picioare. Celălalt, pe la om nou, vine energia peste el. Și începe să-și găsească de lucru, să duce și spală, calcă, face curățenie, aspiră, ăla doarme și e cu aspirator. Însă dimineața, cel care s-a culcat de vreme și se trezește de vreme, E așa, dar cel care s-a culcat târziu să nu credeți că se trezește la 5. Să trezește pe la 7-8 dacă e posibil. E, până ei învață că niciunul nu-i rău, ci e doar o diferență după cum unul e blond și unul brunet, și fiecare trebuie să-l respecte pe la seara și al altul pe la dimineața, că nu-i păcat deloc nici într-un fel, nici altul, vor crede că ăla e puturos ca taică sau așa e puturoasă ca maică sa. Nu vor înțelege că e o chestie de genetică. Și în situații de genul ăsta, familia se dinamizează, lucrurile încep să funcționeze și ei să fie fericiți. Dacă lucrurile funcționează în felul acesta, atunci este bine. Așa cum spuneam, o să mă opresc și o să revin cel mai probabil și o să continuăm. Domnul să fie lăudat. Oamenii lui Dumnezeu, revenim la tema despre viața de familie, care este extrem de complexă și care s-ar putea să ofere printre fericirea pe care o căutăm și tot felul de surprize, aș vrea să ne oprim un pic asupra imperativelor pe care căsătoria le reclamă. Și primul dintre ele este să ne descoperim așteptările. După ce ne căsătorim sau căsătoriți fiind, noi găsim în noi tot felul de așteptări de la partenerul de căsătorie. Ne așteptăm să. De pildă, soția se așteaptă să fie protejată, să fie ascultată, să fie înțeleasă, să fie ajutată și lista poate continua. Soțul se așteaptă să fie apreciat, validat, să fie util și lista continuă. De unde să știu eu ce așteptări are soția mea? Păi trebuie să o întreb. Pur și simplu, ea știe cel mai bine și dacă o întreb, aflu. O întreb din când în când, tu la ce te aștepți atunci când eu vin acasă sau în situația asta. Încearcă să-mi explici tot ce ai în minte ca să știu cum să te pot ajuta. Este imposibil să poți iubi o persoană. Fără să o cunoști. Ca să o poți iubi, trebuie să știi în ce fel îi poți împlini nevoile pe care le are. Atunci când vrem să ne, să ne descoperim așteptările, trebuie neapărat să știm care sunt așteptările celuilalt. Deși toate femeile sunt la fel, fiecare femeie are specificul ei și la fel sunt și bărbații. În general, atunci când așteptările nu sunt împlinite, apar un fel de avertismente, un fel de reacții. Și dacă reacțiile acelea nu primesc răspuns, apar conflictele. Cu alte cuvinte, înainte de ceartă, apare un avertisment. Ar trebui să fim cu ochii în patru și să înțelegem că avertismentul are culoarea galbenă, iar conflictul are culoarea, culoarea roșie. Când ne apropiem de un semafor, dacă se face galben, mă gândesc că știți că după galben urmează roșu. Iar roșu e destul de complicat. E o culoare la care trebuie să te oprești. Gândiți-vă în termenii ăștia și când vedeți galben în căsătorie, ați face bine să încercați repede să găsiți o soluție, că altfel o să urmeze o ceartă. De asemenea, reacțiile arată nemulțumirea, dar conflictele manifestă nemulțumirea. E bine să ne oprim la semn, nu la realitate. Pe de lângă descoperirea așteptărilor, este bine să ne administrăm diferențele. Sunt diferențe între oameni, sunt diferențe între soț și soție, oricât de compatibili ar fi ei. Unele diferențe sunt deranjante, dar trebuie să acceptăm faptul că nu există soț perfect. Nu există. Nu vă transformați în mamele soților dumneavoastră. Să nu faceți asta, pentru că se risipește orice senzualitate. Față de mama nu simți nimic senzual. Rămâneți soțiile soților dumneavoastră. Asta nu înseamnă că nu-i sfătuiți, dar terminați cu mămoșenia că a avut o mamă 20 de ani, acum are nevoie de o soție. Este bună sfătuirea, este bună îndemnarea, este bună rugăciunea, însă toate trebuie făcute cu măsură, că dacă ceva se transformă într-o ceartă, este ca și mâncarea aia când mănânci cu mare poftă și după aceea vreo trei zile ți se bube la gură că ți s-a făcut rău. Administrarea diferențelor înseamnă mai întâi să le identificăm. Înseamnă să le identificăm și apoi să le gestionăm într-un fel în care pot fi rezolvate. Sunt femei care se supără mai ușor, altele se supără mai greu. Sunt femei la care le trece supărarea mai ușor, altele la care le trece mai greu. Cu soția dumitale trebuie să te comporți în funcție de cum e ea, nu în funcție de cum ești dumneata. Învață cum e și respect-o în funcție de cum e. Ajut-o în funcție de cum e. N-are nicio importanță cum ești dumneata, că acum reflectorul este pe ea, nu pe tine. Deosebirea diferențelor de temperament sau de caracter sunt foarte importante. N-aș vrea să vă bâzâi cu lucrurile astea prea mult, că de-a lungul vieții, de când predic Evanghelia, am tot spus asta. Dar spun asta pentru că oamenii le încurcă, ei nu înțeleg că diferențele de temperament nu se vor schimba niciodată, dar acelea de caracter se vor schimba. Și că pe om sau pe femeie să-și schimbe oameni buni. Orice ați, oricât ați cicăli un soț, dacă e blond, va muri blond. Sunteți de acord cu mine? Pentru că culoarea părului la un bărbat ține de o genă cu care s-a născut. Și gena aia nu se va schimba în vecii vecilor și în toți vecii. Lucrurile care țin de genetic nu se schimbă. Nu vă mai luptați împotriva geneticului, adică a temperamentului. Dacă eu sunt mărunt, poate să ții pe Carmen la mine cât eu place, că mai înalt nu mă fac. Că e o chestie genetică, adică bagajul meu genetic a fost să fiu un bărbat mai mărunt. Dacă îi trebuia unul înalt, cine a oprit-o să nu se mărite cu unul înalt cât îi trebuie? Dar dacă e o problemă de caracter, Aia se poate schimba, pentru că cu caracterul nu te naști, ca și temperamentul. Caracterul ți-l dezvolți pentru că e suma obiceiurilor pe care le dezvolți în mediul de hrănire, adică sub influența părinților, a școlii, a internetului, a bisericii, a cărților și lista poate continua. Adică poți să minți, dar poți și să te lași. Că nu te-ai născut mincinos. Și nici nemincinos, te-ai născut copil. Și copil fiind, dacă te-ai învățat să minți, ai mințit, dar învăț o are și dezvăț. Soțiilor, surorilor, identificați dacă beceșugul care vă deranjează este legat de temperament sau de caracter. Și considera, nu luptați împotriva curentului, că nu se întâmplă nimic decât ceartă dumneavoastră veți fi frustrate, iar el se va sătura de cicăleală și va veni tot mai târziu acasă și va pleca tot mai devreme. Că vrea să scape de atmosfera asta nesuferită. Nu transformați casa dumneavoastră într-un tribunal, vă rog, nu faceți asta. Sunt destule tribunale în lumea asta. Lăsați dreptatea în pace și mai umblați și cu dragostea, și cu pupăturile, și cu îmbrățișările, și cu iertarea, și cu te faci că nu vezi. Nu fiți niște polițiști. Haideți să vorbim puțin despre. Cred că mai putem vorbi despre două lucruri. Primul dintre ele este să realizăm metodele de a ajunge la unitatea căsătoriei, adică să fim una. Ăsta este idealul căsătoriei, să fim una. Să fim cam una, aproximativ una. Că dacă suntem de două feluri, fiecare va avea felul lui specific. Și nu se vor regăsi unul în celălalt. O căsătorie presupune puncte comune care ne unesc. Că dacă eu ies cu băieții dimineața și ea iese cu fetele dimineața, eu am părtășie cu băieții, ea are cu fetele, dar noi amândoi n-avem părtășie. Și n-avem azi, n-avem mâine, n-avem poimină, nu vom mai avea în veci. Pune mâna și ai părtășie cu nevasta, lasă băieții. Asta nu înseamnă că nu poți ieși cu ei să bei un ceai. Dar după ce ai ieșit cu Nevasta, că pe ea trebuie să o iubești și de ea cu ea trebuie să te faci una, nu cu prietenii. Ascultă-mă, urmărește una. Ha, când spun una în limba română, poți să înțelegi o grămadă de lucruri. Mă refer să te faci una cu Nevasta. Ei bine, succesul căsătoriei este potrivirea, este una trebuie neapărat să urmăriți potrivirea. Adică secretul este adaptarea. Dacă plouă, ce faci? Te adaptezi la ploaie. Dacă e polei, ce faci? Te adaptezi la polei. Dacă vine o mașină și intră pe trotuar, la e beat sau i-a rău, pe trotuarul pe care ești, ce faci? Păi sări unde nimerești ca să-ți ca viața, adică te adaptezi la pericol. Dacă te mușcă un țânțar, ce faci? Păi te adaptezi și îi dai cu palma să plece. Ei bine, adaptează-te la soția pe care ți-ai luat-o. Dacă nu vrei să te adaptezi, de ce nu ai rămas singur dacă tu vrei să fii singur? Vrei și cu nevastă, dar fără nevastă. Și invers, dacă ați vrut să vă căsătoriți, plătiți prețul căsătoriei, împărțiți patul, nu mai puteți să stați în tot patul, stați numai în jumate. Adaptarea este secretul, dar adaptarea ține de omenie, ține de milă, de bunătate, de dragoste, de bun simț, ține de efort, de disciplină, de pocăință. Fă un pic de efort, te rog frumos! Veneam din România cu soția mea, eram în avion, și ea stătea la margine, eu la mijloc, și la fereastră era un bărbat ca nea înstâmpărat și a cerut multe pahare de alcool, era, era băut când ne-am urcat, a cerut multe pahar de alcool și s-a făcut de-a dreptul praf de beat. Și niciuna, nici două a început să mă pupe. Exact cum auziți. E foarte, e foarte greu să-ți dai seama ce trebuie să faci. Mai bine zis, ce trebuie să faci ca să reușești. Am încercat să-l opresc, dar se părea că era între vis și realitate, că pur și simplu... Psst, aproape că s-a urcat pe mine cât putea cu centura pusă. Și văzând că nu mă pot înțelege cu el, l-am cam îmbrâncit, dar na, na, era beat praf. Și am chemat o stiuardezie, am spus ce se întâmplă, femeia s-a convins și ne-a mutat în altă parte. Două locuri libere. Al treilea ocupat. Al trei, în al treilea loc era o femeie. O femeie... o femeie plinuță și mânerul ăla pe care ții cotul era ridicat ca să aibă loc. Și Carmen s-a pus la margine și eu din nou la minunata jumătate. Numai că n -am când m-am pus, eu știu călătorind mult, am pus mânerul să, delim, să, pun gardul, că dacă ai garde mai bine. Și ea s-a uitat la mine și zâmbind mi-a făcut așa. Că n-avea locul cu mânerul. Și eu n-am putut să. jumătate din scaunul meu era ocupat. Și eu am stat până în Chicago, așa. Dânsa s-a strâns și dânsa cât s-a putut strânge. Doamna mea a stat ca boieru. Și eu m-am adaptat. M-am adaptat. Nu mi-a fost deloc ușor. Dar pe jos era mai greu. M-am adaptat, n-am murit. Am ajuns acolo, adevărul e că era mai bine pe tot scaunul, dar n-am avut tot scaunul. Așa a fost situația. Am încercat să o schimb, dar n-am putut. Și atunci am adaptat. Adaptați-vă. Decât să vă plângeți, adaptați-vă. Mai cereți să se strângă, dacă puteți lăsați mânerul, dacă nu, adaptați-vă. Săraca nu putea să se facă suplă dintr-o dată. Era cât era. Bine că am fost eu puțin mai mic decât medie și 0.4 sau 3 cu 0.6 sau 7 s-a făcut un întreg. Potrivirea este un imperativ. Potriviți-vă cu fata, cu băiatul pe care vi l-ați ales. Potriviți-vă încerca să încăpeți amândoi pe două scaune. Adaptați-vă și din dragoste acceptați-vă. Din dragoste acceptați-vă. Păi cum, cum, vei iubi, cum vei suferi dumneata vrăjmașii? Și Isus i-a poruncit să-i suferi, să-i iubești, când nu poți să-ți suferi nevasta, că nu e cum o vrei. Dar de ce nu te-ai gândit când ți-ai ales-o? Atunci unde ai fost? Cu ce te-ai ocupat? Deci ne căsătorim cu oricine din cauza hormonilor și a atracției, și după aceea, dintr-o dată, devenim pretențioși. Băi, oameni buni, fiți pretențioși înainte de căsătorie și după căsătorie nu mai fiți pretențioși deloc. Deschideți ochii mari înainte să vă căsătoriți și după căsătorie închideți aproape de tot. Și în felul ăsta o să, vezi că o să vedeți că funcționează. Adaptarea este pur și simplu secretul. Însă această potrivire se realizează prin disciplină. Pur și simplu prin disciplină. Când Carmen s-a îmbolnăvit de cancer, a trebuit să mă adaptez la o femeie ce urma să moară. Sigur că a fost îngrozitor, dar m-am adaptat pentru că nu am avut ce să fac. Ce puteam să fac? Și m-am adaptat la situația aceea care este îngrozitoare. Cum? Prin disciplină. Am stat, m-am gândit și am ajuns la următoarea concluzie. Nu depinde de mine, sunt prea mic, prea neputincios. Depinde de Dumnezeu și m-am rugat, a treia zi am acceptat situația și am spus asta lui Dumnezeu și am scăpat de frică și nu mai m-am simțit responsabil de faptul că ea urmează să moară. Prin harul Dumnezeu n-am murit, a rămas cu multe incapacități, nu mai e ca înainte, dar există. În viață nu sunt toate lucrurile așa cum vrem. Vă rog, opriți-vă cu fițele și cu aerele de prințese. Coborâți pe planeta asta unde lucrurile sunt imperfecte și acceptați că în timp ce nu, vă, nu, nu suportați un lucru de la bărbat, el nu suportă două de la dumneavoastră. Înțelege să negociați. Putin cu Zelenski nu reușește să negocieze. Dar noi trebuie să reușim să negociem cu soțul și cu soția. Spuneam că al doilea lucru o să vorbesc puțin despre etapele căsătoriei. Când promit să vorbesc despre etapele căsătoriei, această expresie poate să însemne mai multe lucruri. Dar o să vedeți despre ce este vorba. Văd că sunt și tineri, probabil, necăsătoriți aici și o să încep de la început. Prima etapă a căsătoriei este curtarea. Știți ce înseamnă curtare? Băiatul se uită după o fată, o găsește, îi spune ce are în minte, ea spune și ea ce are în minte. Să presupune că am, amândoi au în minte același lucru, își au o perioadă de rugăciune, de căutarea voii lui Dumnezeu, o perioadă în care urmează să se cunoască într-o anumită măsură. Că nu poți să-ți iei o de pantof dacă nu îi probezi un pic, te uiți un pic, dacă, că după ce ai cumpărat, te întorci înapoi, treci drept. Pune mâna și iați un sfert de oră sau jumătate de oră cât vrei înainte și vezi, se potrivesc sau nu se potrivesc. E bine, asta se numește curtare. Curtarea asta poate fi făcută în două feluri, cel puțin. Unul dintre feluri este cel mai obișnuit și este și automat. Este chimic și se numește atracție. Atracția este fizică, dar de fapt este senzuală. Este atracția unui băiat care este stimulat prin vedere. Băieții se stimulează prin vedere. Au văzut, gata, sunt gata, sunt pregătiți. Femeia nu este, nu se, nu este stimulată prin vedere, ci este prin atingere. Tocmai de aceea există preludiu între soț și soție. Nu vreau să intru în detalii, dar nici nu ne-am întâlnit degeaba. Deși eu mă ferez, nu vorbesc niciodată despre lucrurile astea, dar fac atingere asupra acestor lucruri pentru ca să înțelegem ciclul acestui fenomen. Asta nu pentru că dumneavoastră nu-l știți, ci pentru ca să devină mai clar pentru toți. Prima modalitate de a te căsători este să te simți îndrăgostit prin atracție. Când te simți îndrăgostit prin atracție, spuneam mai devreme și repet, atracția nu este ceea ce alegi, ci atracția este ceea ce te trezești că te atrage. Pur și simplu acolo undeva e o fată, domnule și nici nu o cunoști, dar nu mai poți fără ea. Bă, băiatule, da, dacă e nepocăită, lasă, frate, că eu cred că nu e. Bă, omule, asta nu merge prin credință, Asta merge prin vedere, prin cercetare, prin observare. Nu-i spune nimic, stai în expectativă, pune un pic la încercare, pune-l un pic la încercare, vezi de unde vine, de care e cazierul, recordul. Cine sunt părinții? Întreabă pe păstor, consultă-te cu cineva, vorbește cu cine știi că îl cunoaște sau o cunoaște. Fă niște măsurători, mă omule, ca asta nu-i ca pantofii să scumpere cumpere alții mâine, că nu-i mare problemă 100 de euro. Dar să știți că pantofii căsătoriei nu se pot schimba. Nu intrați în conștiință în căsătorie. Curtarea, căsătoria nu începe la nuntă, căsătoria începe la curtare. Pentru că atunci alegi pe cel sau cea cu care vei face nunta. Legea atracției spune că vei fi atrasă de persoane ca tine. Dacă ești un băiat mai șmecheraș, să știi că vei fi atrasă de o fată care e pe registru tău, pe unda ta. Este pe FM 92. Degeaba să o fată cu minte, că tu ești pe FM 92, iar fata aia e pe 105 și nu vă întâlniți deloc. Dumnezeu este drept și cum ești, așa vei găsi. Atractivitatea este o chestiune inconștientă și involuntară. E acțiunea unui hormon și revin la chestia aia, ca să fie clar. Atunci când aveți un copil și vă spune că s-a îndrăgostit, încercați să vedeți, este îndrăgostit prin atracție, să știți că nu-l puteți desface de fata aia, chiar dacă fata aia nu-i potrivită pentru el. Știți când îl puteți desface? Între perioada în care o vede, o cunoaște, stă cu ea într-un cerc de prieteni o zi, două, trei și până se îndrăgostește. Dar de la îndrăgostire încolo nu mai puteți face nimic. E în stare să moară pentru ea. Pentru că atracția este chimică. Noi suntem ființe chimice, noi avem chimie. Și intră în sânge anumite substanțe Activate de hormonul acesta de îndrăgostire și perpetuarea speciei, și fata care este îndrăgostită, poți să o bați, poți să iei telefonul, poți să iei cardul, poți să iei cheile de la mașină, că se va duce pe jos până la capătul pământului. Când o persoană e îndrăgostită, nu mai ai ce să-i mai faci. Cunoașteți băiatul, cunoașteți fata, copilul, încearcă să știi cu cine umblă, ce face, pentru ca să surprins momentul înainte de îndrăgostire, că atunci are rațiune, poți să vorbești cu el, dar când s-a îndrăgostit s-a terminat, nu mai înțelege limba nici română, nici germană. A doua metodă de a intra în căsătorie e compatibilitatea. Compatibilitate înseamnă că nu te simți atras, dar ți-a venit vremea să te căsătorești. Și ca băiat, începi să te rogi. Doamne, cred că mi-a venit vremea și aș vrea să mă călăuzești, să-mi îndrepți inima, privirea spre o fată potrivită. Și te uiți în adunare, poate te duci în alte adunări. Și până la urmă ți se recomandă sau dacă e vorba de adunarea din care faci membru, din care ești membru, știi că e o fată bună, fata aia de la, de acolo. Fată bună din familie bună, fată cu minte prezentă la biserică tot timpul, se îmbracă decent, respectoasă, are școală, are meserie, o fată bună să faci casă cu ea, dar nu simți atracția. Dar pentru că scauți o fată și vezi că nu ești atras de niciuna și treci de 20-25, te duci la fată și îi spui, îmi permit să vorbesc ceva cu tine? Și probabil că fata spune da. Apropo, să știți că atunci când vă uitați senzual la o fată, ea știe. Ascultați-mă bine. Când vă uitați senzual la o fată, nu ca la un individ, nu ca la un om, ci ca la o ființă sexuală, să știți că ea simte. Ca așa le-a creat Dumnezeu cu multe antenuțe, că ar fi altfel, ar fi vai, vai, vai. De aceea, să știți că ea știe bărbații din biserică care sunt. Uh, nu știu cum să spun ca să spun adevărul și să nu sune indecent. Uh, sunt uh, sloboți sunt la privire și pofticioși și neastâmpărați și să nu spun că sunt obsedați sexual, dar sunt, sunt bărbați care au probleme de genul ăsta. Fetele să știți că simt, femeile simt. Femeile simt, ele văd unde vă uitați când vă întâlniți. Când ea vine de acolo pe hol, ea simte la ce parte din corpul ei te uiți. Dacă întâlnești un om, îl vei privi la modul general, dar dacă întâlnești un obiect sexual, te vei uita acolo unde are legătură cu obiectul. O relație stabilă de cuplu, este așezată pe niște puncte comune. Asta înseamnă că băiatul se va duce la fată și îi va spune, uite, eu am ajuns la vârsta la care vreau să mă căsătoresc și mă uit după o fată bună. Și cred că tu ai fi o fată potrivită pentru mine. Sper să nu te ofenseze ce-ți spun, dar dacă și tu simți același lucru, și tu vrei același lucru, atunci haide să ne rugăm, haide să postim, haide să ne apropiem un pic în perspectiva la a putea discuta despre lucrurile astea. Dacă noi ajungem la concluzia că ar fi bine să avem perspectiva unei cunoașteri, vorbim și cu părinții noștri, să știi că sunt bine intenționat, nu mă uit după aventuri, mă uit după o nevastă, și dacă fata spune da, atunci vă rugați, postiți, vorbiți și cu părinții, vorbiți și cu pastorul, încercați să identificați atât cât se poate identifica compatibilitatea asta și dacă există o potrivire, atunci ajungeți la căsătorie. Sunt două drumuri. Drumul atracției chimice, fizice, este plin de emoție. De-abia reziști. De-abia reziști la emoția, simți că pleznești dar alegerea aia nu se bazează decât pe o chimie care după ce trece luna de miere va dispărea. Să știi, atracția aia nu va rămâne toată viața pentru că nu știe băiatul nevinovatul se căsătorește crezând că restul vieții va avea turația aia așa, da? De unde? Nu, aia trece, dragii mei. Aia se duce că și-a și -a, și -a terminat misiunea, te-a împins în căsătorie. La fel de adevărat este că și căsătoria asta doar pe bază de compatibilitate, adică de potrivire, este puțin mai, mai lipsită de emoție, că nu e bazată pe atracție, este bazată pe un consens, pe o înțelegere. Ea este trainică, ea durează, ea e stabilă, dar îi lipsește cireașa aia de pe tort. Nu știu dacă se poate și una și alta, probabil că se poate din întâmplare. Dar în general, când te simți atras de o fată, există și posibilitatea să fii compatibil cu ea. Dar e ca la loz în plic, n de unde să știi dacă ești compatibil sau nu. De aceea trebuie băgare de seamă că umbli printre crocodili, printre lei, năpârci și toți șerpi veninoși. Și o singură dată te poți căsători. Trebuie să faci asta cu grijă și trebuie să te consulți cu niște oameni pe care îi respecti. Mama, tata, dacă te ascunzi de ei, devii o victimă a diavolului și mai ales voi, fetelor. Nu vă ascundeți de mama voastră, oricât ar fi de critică. Pentru că criticismul ei este umbrela care vă ferește de ploaie. Este centura de siguranță care vă scapă în ziua accidentului. Așa critică cum e. Că da, ești fată și nu altfel. Era să zic că nu ești femeie, nu vreau să fiu ofensator. Există atractivitate prin ceea ce simți, acțiunea unui hormon și aici am mers cam la era să zic la plesneală, e un jargon cam nepotrivit. Merge așa pe întuneric, cu fază, nu cu fază scurtă, cu, 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 cu poziția, cu poziția. Faza lungă e lungă, faza scurtă e scurtă, poziția e așa o lumânare, cam de la celor cinci fecioare care mai au un de lemn. Cu aia nu vezi aproape nimic, nu mai te vede altul pe tine. Te vede că existi. Încercați oricât de tare vă simțiți atrase. Încercați să nu lăsați atrația să funcționeze până nu cunoașteți băiatul. Că dacă v-ați îndrăgostit, să știți că veți deveni o victimă a lui sau o victimă ei. Dacă atracția te-a cucerit, rațiunea nu mai funcționează. Devii robul propriilor emoții până se consumă intimitatea și apoi te trezești dar te-ai trezit ca să gem și să plângi. Asta nu înseamnă că orice căsătorie bazată pe atracție se termină rău. Nu, dar riscul să fie rea este de 100%. De Riscul să nimerești tot de 100%. De Dacă vorbim despre curtare, ea este momentul alegerii. Și apoi urmează prietenia, indiferent că o numim prietenie sau nu, e o perioadă de prietenie. Dacă logodna e prezentă sau nu, dacă o numiți logodnă sau nu, dacă o faceți cu biserica sau cu părinții, depinde de o sută de factori, e treaba dumneavoastră potrivit culturii pe care o aveți, dar după ce vă căsătoriți, începe construcția căsătoriei, după nuntă începe construcția, dar știți cu ce construiți? Cu materialele pe care le-ați ales. Dacă e o fată de calitate, sunt materiale de alea de calitate, de alea nemțești noi. Dacă v-ați căsătorit cu un băiat slăbuț, lucrați cu second hand. O casă făcută acum 100 de ani, care a fost dărâmată, scândurile erau în general, nu mai erau bune de nimic, dar fură trei mai erau bune de ceva și pe alea le-a scurtat. Ți-a zis mama că vechi, dar ai spus, lasă mama că eu să o în școală, știu eu ce fac. Dacă ai ști tu că nu știi, dar nici măcar nu știi că nu știi, mi se pare cea mai nenorocită stare de subsoare. Când știi, când știi că nu știi, ești cea mai mare victimă. Când construiești, nu poți construi decât cu materialul pe care l-ai ales. Dacă e un băiat bun, poți și să plângi și să râzi. Dar dacă nu e un băiat bun, nu ești Dumnezeu să-l pui pe roată și să-l faci altfel decât cum e. Dacă e un șmecheraș, vei îmbătrâni lângă un șmecheraș. Dacă e un mincinos sau o mincinoasă, vei îmbătrâni lângă o mincinoasă. Degeaba ai mai dai câte o palmă odată, că mai vine și poliția și dintr-o problemă faci două. Totul pleacă de la curtare, nu de la nuntă, de la curtare. Problema apare când ai ieșit cu pantofii din prăvălie, nu când te duci acasă și îi probezi, că probatul nu se face acasă, acasă se poate purtatul. Probatul se face la prăvălie, în prăvălie, în prăvălie. Curtarea este importantă. Nu vă lăsați atrași de o fată pe care nu o cunoașteți. Că s-ar putea să mai fi cunoscut vreo 200 de băieți până la tine. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, trebuie să acceptăm câteva adevăruri. Primul dintre ele, bărbatul e rațional și femeia este emoțională. Ei, unul vorbește germana și unul franceza și niciunul nu știe cealaltă limbă. Și amândoi acum vor să își spună niște povești. El spună germană și ea nu pricepe nimic, ea vrea să-i spună în franceză și el nu pricepe nimic. Și pleacă acasă și amândoi se prefac că au înțeles ce spune celălalt. Cam așa se întâmplă. N-au cum să se înțeleagă că vorbesc limbi diferite. El vorbește limba rațiunii și o enervează emoționalitatea ei că tot într-o emoție stă, iar pe ea o enervează răceala și duritatea lui. Zici că e un roboțel. Mai mult de atât. Când bărbatul vorbește despre o problemă, el caută o soluție. Când o femeie vorbește despre o problemă, ea, 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 ea încearcă să se protejeze. El caută soluții, ea încearcă să se protejeze. Au scopuri diferite, nu se întâlnesc, merg în direcții diferite. Care sunt nevoile unui bărbat? Prima și cea mai mare nevoie a unui bărbat e respectul. De aceea Biblia de câteva ori îi spune femeii, fii supusă bărbatului tău, supune-te bărbatului tău, adică respectă-l pe bărbatul tău. Bărbații trăiesc pentru performanță și asta înseamnă că trebuie să validați performanța lui. Să o vedeți, să o remarcați și să apreciați performanța lui. Asta înseamnă respect, asta înseamnă să-i dai aripi. Când faci asta, el va fi din ce în ce mai curajos pentru că l-ai recompensat prin validare. Stăteam odată de vorbă cu Carmen și îi, spuneau, îi spuneam, și ea mi-a zis, eu simt același lucru, îi spuneam, mi-ar place să, să fie mama și tata aici lângă mine, și să vadă ce am reușit să fac și eu în 62 de ani. Dacă ar fi mama lângă mine acum și ar vedea ce am reușit și eu să fac cu bune și rele, aș simți că tot ce am făcut are valoare. Dar mama nu este. Și nu pot să mă prezint în fața ființei care m-a împins în lumea asta să-i arăt ce am reușit și eu să fac în 62 de ani. Așa că, cui să-i arăt? Îi arăt soției, dar ea nu e mama nu i-am mai făcut. Sim să mă prezint în fața celei care mi-a dat viață, să-i arăt ce am reușit să fac după ce m-a lăsat să mă duc în lume. În lume nu în sensul de păcat, ci în sensul de societate. Dar mama mea nu mai există. Nimeni nu poate valida ce am făcut. Nu înseamnă că nu are importanță ce am făcut, dar nimeni nu validează ce am făcut așa cum sunt părinții. Însă validarea soției este al doilea tip de validare. Bărbații au nevoie de respect. Vă spun ceva ce s-ar putea să nu vă placă sau să vă șocheze. Opriți-vă să vă iubiți, bărbații. Bărbații n-au nevoie de iubire. Bărbații au nevoie de respect. Convertiți iubirea în respect și respectați-vă bărbații. Când respecti un bărbat. Înseamnă că conștientizezi calitățile, competența, meritele, drepturile, poziția. Bărbatul trebuie să-și iubească nevasta, dar nevasta trebuie să îl respecte. El e leul. El -are, nevoie de, el are nevoie de intimitate și de mâncare. Stop! Femeia are nevoie de o grămadă de lucruri. El are nevoie de intimitate și de mâncare. O nimica toată aproape. Bărbatul are nevoie de încredere, are nevoie de apreciere, de loialitate, de validare, are nevoie să se simtă util. Bărbatul, dacă nu este util, nu i-a stămpărat. Ați fost vreodată cu bărbatul în concediu? A stat ca dumneavoastră toată ziua așa liniștit pe plajă cu fața la soare să se perpelească? nu e așa că nu? Cât a stat? 5 minute. Și apoi ce a făcut? A bănănăit de colo până acolo. Și a zis, bă, omul a venit în concediu, stai, bă, omule, liniștit odată. Și zice, nu pot să stau. Dar ce-i mă de nu poți să stai? Bărbatul are nevoie să fie util. El e o ființă activă. Asta nu înseamnă că nu sunt bărbați din aia mai liniștiți. El trebuie să aibă un rol în familie. Și de asemenea, el trebuie să fie recunoscut ca fiind puternic și învingător. Vă rog, nu-i tăiați bărba aripile soțului, că va deveni exact cum îl faceți. Era să spun un cuvânt urât, sigur că mă feresc să-l spun, dar nu știu cum să spun ca să spun că vreau să spun treaba asta. Dacă îi tăiați aripile, va, veți avea un soț cu aripile tăiate și va fi un fricos, un defocalizat. Un indiferent, un nepăsător, adică un nebun de nimic. Nu, nu va fi bun de nimic. Dumneavoastră l-ați făcut așa. Pentru că în fiecare zi transmiteți mesajul că nu-i bun de nimic. Vreți să faceți o probă? Vă rog, faceți o probă. Propuneți-vă în fiecare seară să-i spuneți, să spuneți lui două lucruri bune pe care le-a făcut în ziua aia. Căutați-le. Veți spune nu are. Păi înseamnă că ai făcut o gafă cu toate zilele când ți-ai ales bărbatul ăsta. Cum ți-ai permis să găsești un bărbat așa de slab, o fată așa de pricepută și de deșteaptă? Caută-te, rog frumos, două, două, două lucruri bune pe care le a făcut în ziua aia și spune-i-le pe rând și spune-i-le așa ca un fel de premiu. Să știi că am văzut că ai pus becol acolo, mulțumesc frumos, ești un băiat de treabă și te duci și, îl pupi. E, asta îl va face pe el să aștepte să-i spui că mai e un bec de pus, pentru că l-ai recompensat. I-ai spus, ești un deștept, ești un priceput, ești un meseriaș. Pe ce pui mâna ți iese, chiar dacă nu i-a ieșit. Îți încurajezi propriul bărbat. Lasă-l pe vecinul să-l laude nevastă sa. Femeile au nevoie de siguranță, bărbații n-au nevoie de siguranță. De ce? Ei sunt vânătorii, ei sunt vitejii, e, e leu, leu nu are nevoie de siguranță. Ce ar fi să te duci la un leu să-i spui, stai pe lângă mine ca să nu cumva să te atace cineva? Ce ai zice de un astfel de leu? Înseamnă că are mască, are haină de leu, la noi leu. Leu nu are nevoie de siguranță. Leu oferă siguranță. Leu e independent. Surorilor, bărbații sunt independenți și autonom, adică nu are nevoie de ajutor și de protecție. Nevoile lui, bărbatul este simplu, simplu, simplu ca o mașină din aia din 1980, fără butoane, cu manivelă, fără motorașe, fără nimic, el e simplu, intimitate și mâncare. El are nevoie, ele au nevoie să fie ascultate activ, să o asculți activ nu înseamnă să o auzi, înseamnă să te uiți, Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Acum, dacă la serviciu ți-ar cere cineva să asculți pe cineva, nu e așa că l-ai asculta. Deci pentru bani poți să faci asta, dar din iubire nu poți să o faci, nu? Ascultă-ți dumne nevasta. Dacă o ascultă altul, nu e așa că devii gelos. Vrei să înțelegi că atunci când femeile au probleme și gândesc, ele trebuie să vorbească. Bărbații când gândesc trebuie să tacă exact pe dos. Ascult-o, oprește-te și ascult-o. Când te apropii de casă, mă opresc în câteva clipe, când te apropii de casă și ești gata să te dai jos din mașină, pregătește-te să te întâlnești cu nevasta. Uite cum te pregătești. S-ar putea să fii supărat, s-ar putea să fii cam obosit, adică așa, nici vorbă să intre așa în casă. Nici vorbă. Fac o paranteză. Într-o zi am stat acasă toată ziua și pentru că eu am foliculită, mă, mă irit tare din cauza la bărbierii, dar mă bărberesc în fiecare zi datorită slujbei mele, în ziua am stat acasă și nu m-am bărberit, am zis să mă repar un pic. Și nevasta m-a văzut. M-a văzut înainte să mă vadă. Din nu coboruse din dormitor și m-a văzut. Și a zis, nu te-ai bărbierit astăzi? Nu. De ce? Păi am zis, stau acasă. Poftim? Adică când te duci să te vadă alții, te bărbierești, te aranjezi și când stai toată ziua cu mine și te văd eu, stai așa aricios? Adică eu asta merit, te faci frumos pentru alții și pentru nevastă ta? Nu? O, uh, am zis, voi de mine cum pune problema. Și am zis, domnule, e cinstit cum pune problema. E cinstit cu mie, îmi place ca ea să fie frumușică și ei îi place ca eu să fiu frumușel. Nu? Adică mi-e rușine de tanti și de mătușa și de, și de nevasta mea, ai don't care, nu, nici nu mă interesează, cu ea stau cu foliculită. Deci, când intrați în casă, înainte să intrați în casă, opriți-vă, aranjați-vă, fiți sigur că lăsați emoțiile, respirați adânc de câteva ori, luați o înfățișare așa degajată, relaxată, încercați să zâmbiți și vă năpustiți în casă. Și bine te-am găsit, cum ți-a trecut ziua astăzi? Neapărat, nu te duci la toaletă, nu te duci la computer, nu te duci nicăieri, te duci la nevastă. Și îi spui, cum ți-a trecut ziua astăzi? Cu ce te pot ajuta? Și probabil că spune, cu nimic, sau poate zice, te rog frumos să faci și spui, nu am un pic să-mi dai voie, că am, am, câte, am câteva lucruri de făcut, o să le fac cât pot de repede, mă întorc și o să te ajut. Știi ce înțelege când vei pleca să-ți faci lucrurile care le-ai de făcut? Ia mintea ei, va zice așa. Băiatul ăsta mă iubește. Ce ai făcut? Că ai întrebat-o cum i-a trecut și dacă poți face ceva pentru ea. Ce sunt astea? Alegeri. Ai ales să o întrebi. Puteai să nu o întrebi. N-ai simțit nimic, dar ai ales. Această alegere, alegere ea o numește dragoste. Când te întorci, du-te și mai întreabă o dată. Explică-mi un pic ce ai făcut astăzi. O femeie simte nevoia să vorbească. Ea e dependentă. N-am timp să vă citesc din scriptură că nu vreau să trec peste program, dar dacă trăim până mâine, probabil că mâine citim. Ea e dependentă. Întreabă cum i-a trecut ziua. Și. Așteaptă 10 minute. Uite te activ, privești -o în ochi, moță e din cap din când în când semn că ești pe, ești conectat. Și acum asta se numește părtășie cu nevasta. Asta se numește părtășie cu nevasta. Ei, ea refulează îngrijorarea, suspiciunile și se liniștește, primește siguranță, confidență, stabilitate, Asta e nevasta mea, nu-i vecina mea. Mie, o astfel de nevastă îmi trebuie puternică, stabilă, serioasă, iar dacă eu trebuie să dau drumul la chiuvetă, eu dau drumul la chiuvetă pentru nevasta mea. Și apoi spun, să mă ierți că am ceva de făcut. Și ea spune, du-te liniștit. Sunt liber ca România sau ca Statele Unite, mai ales după alegerile de ieri sau de astăzi. Și Asta ea numește iubire. Da, n-am făcut altceva decât să o întreb ce face, cum se simte și să o ascult. Oamenii lui Dumnezeu, mă opresc și spun următorul lucru. Familia mea e cum o fac eu și Carmen. Familia dumitale e cum o faci dumneata. Familia dumitale e lucru dumitale manual. Dacă ești sudor, familia dumitale este sudura dumitale. Dacă ești frizer, familia dumitale e tunsoarea pe care i-ai tuns pe oia. Dacă ești cofetăreasă, familia dumitale este prăjiturile care le-ai făcut astăzi. Familia dumitale e lucru dumitale manual. Cât se caracterul, atât ați va fi familia. Cât se răbdarea, cât se omenia, cât se bunul simț, cât este mila, iertarea, dragostea, atât ați este familia. Investește în familie și vei avea o familie strălucitoare. Investește în Dumneata cu egoism și narcisism și vei avea o, o nevastă destul de greu de suportat. Un bărbat cu surgiu încăpățânat și acru! Nu lăsa familia în mâna nevestei. Că ai pălărie pe cap, te rog să o porți. Nu lăsa familia doar în mâna soțului. Parteneriază cu el. Spune, prinde-vă și tu de la un cap și lasă-mă pe mine. Închei cu imaginea asta când îi dau plicul cu certificatul de căsătorie la mir, când după ce îi cununăm, am o întâlnire cu ei și le spun, când eu vă dau plicul, voi îl prindeți amândoi. Simbol al faptului că amândoi vă asumați responsabilitatea la familia asta. După aceea, matale, mireasa, dai drumul, îl ia dânsul și îl bagă poc în buzunar. Dar când îl primiți, îl primiți amândoi. Și ăsta e simbolul că amândoi vă asumați responsabilitatea acestei căsătorii. Frații mei, luptați-vă pentru familia dumneavoastră. Dacă vi se strică mașina, o reparați. Vă rog, reparați nemulțumirile, conflictele, problemele din familia dumneavoastră. Folosiți-vă toate resursele. Credeți-mă că puteți să câștigați 20.000 de euro pe lună dacă acasă nu sunteți respectați și nu aveți o atmosferă unde sunteți barosanu. Ăia 20.000 de euro sunt un gunoi. Valoarea pe care o ai este acasă. Singurul loc unde vei fi validat, apreciat, iubit și îți vei împlini nevoile este acasă. Investește în acasă. Și la fel, surorilor, când se întoarce dacă sunteți acasă, că nu întotdeauna sunteți, că astăzi viața s-a redefinit, comportați-vă cu băiatul ăsta ca cu, eu obișnuiesc să spun mai în glum, mai serios, șeful casei încercați să nu-l primiți cu nemulțumiri, chiar dacă aveți una chiar aici, la măseaua de minte. Nu spuneți asta, că nu-i timpul să începeți cu asta. Primul lucru, dați-i să mănânce. Nu uitați cele două lucruri. De primul nu-i timpul, dar de mâncare e timpul. Primul lucru, să fie acolo niște, niște mâncare bună. Dar dacă nu-i bună, să fie cum o fi. Dați-i să mănânce. Și în timp ce mănâncă, vă rog frumos, nu spuneți dacă se poate nimic ar fi ideal. Dar măcar puțin să spuneți. De ce? Are nevoie de liniște. Lăsați-l să mănânce. Și după ce a mâncat, atunci spuneți ce aveți de spus. Dumneavoastră zâmbiți, dar să știți că familia noastră nu e formată din lucruri mari. E formată din lucruri mici. Căsătoria noastră e formată din iubiri mici. Din răbdări mici. Din iertări mici. Din omenii mici. Asumați-vă treburile astea cu mai multă responsabilitate. Și Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Fratele păstor va face încheierea. Domnul să aibă milă de noi și să ne dea biruința, amin.